afaceri pentru lei în perioada în luna iulie. Deci ce afaceri, concursuri, examene, deci ce vă așteaptă, ce reușite veți avea în acest domeniu, mai mult al resurselor materiale. Haideți să vedem. La bază aveți pentru lei regina de pentagrame, o femeie care vă ajută cu un aspect pe capricorn, o femeie care vrea binele tuturor, ea nu realizează averi. De obicei ajută pe cei din jur și în rest își mai satisface și amicile ei plăceri culinare. Avem 10 de pentagrame, așa cum sunteți, ce poate să vă schimbe în viitor, 6 de pentagrame, trecutul, diavolul, trecutul apropiat, 6 de cupe, ce vă influențează din trecut, sacrificatul, viitorul, 5 de spade, cum sunteți, 10 de bâte, ce mediu aveți, prințesa de cupe, ce sperați, 2 de cupe, finalul, este 5 de bâte. Să vedem. Deci aveți aici un 10 de spade, așa cum sunteți. Am zis o viață grea, o viață foarte problematică, urcușuri, coborâșuri, probleme de sănătate, o situație foarte dificilă. Și dușmănii, într-adevăr, deci foarte multă răutate în jurul dumneavoastră. Sunteți o persoană generoasă, deci viitorul, schimbarea din viitor este o generozitate. Cineva vă ajută poate cu banii sau chiar vă ajută cu un loc de muncă mai bun. Haideți să vedem cum sunteți dumneavoastră, deci acest 10 moartea. Deci ceva se termină în viața dumneavoastră, am zice, terminați cu ceva, cu un capitol din viața dumneavoastră, un loc de muncă, ceva, o afacere, este totul terminat. Și urmează această, să zicem, 6 de pentagrame, generozitatea, să vedem a cui generozitate este. Dacă tot au căzut, o să le pun pe toate pe această generozitate. Păi aveți soarele, prințul de spade, pajul de bâte și lumea. Acestea toate au căzut pe această generozitate. Deci, trebuie să fiți foarte prudenți cu acest paj de bâte, fiindcă poate să vă reprezinte și dacă greșiți, aveți și o dispută cu un prinț de spade. E o generozitate, într-adevăr, fericire, dar și o dispută cu această persoană. Prințul de spade este foarte crud, foarte aprig. Și lumea arată întotdeauna o reușită, am zice, reușiți ceva. Trecutul, diavolul, multe pasiuni, multe greșeli ați făcut și s-ar părea că ați fost, să zicem, chiar sub influența acestei persoane care a încercat să, o persoană legată de zodia Capricorn, care a încercat să vă folosească, să-și atingă țelurile, să vă folosească. Și aveți aici pajul de bâte care dă acest aspect. E să vedem ce e cu acest diavol din trecut. Turnul. Deci v-a creat multe probleme. Această persoană v-a creat multe, multe probleme. Ceea ce aveți acum, 6 de cupe, deci în relații din copilărie,
trecutul acesta reprezintă, încă mai aveți aceste relații. Și sacrificatul este ce vă mai influențează încă. Din trecutul apropiat, ceea ce ați făcut probabil vă mai influențează. Este vorba de un sacrificiu pe care l-ați făcut, ați ajutat pe cineva și ceilalți v-au scos ca țapii spășitori. Ați ajuns să răspundeți de toate și chiar să aveți probleme. Și iată că vă iese un 7 de spade. 7 de spade arată lucruri falsificate. Deci, înscrisuri falsificate. Viitorul, 5 de spade. O ceartă tare urâtă, care nu mai lasă loc de împăcare. Orice ar fi. Deci, să vedem cu cine vă certați. Să vedem cu cine vă certați. Pentru bani, pentru împărțirea unor bani. Așa cum sunteți, munciți foarte mult, 10 de bâte. Muncă, foarte multă muncă. Mediul, o persoană legată de zona de pești. O femeie tânără, o femeie care este înlăcrimată, este sensibilă, romantică, dar cei din jur îi creează probleme, prin bârfă, răutate. Și ce sperați? O împăcare. Ia să vedem cu cine vreți să vă împăcați. Aveți și un 5 de bâte, o concurență, o rivalitate. Deci încheiați cu o rivalitate finalul. Sau cu o concurență, un concurs. Și să vedem cu cine sperați să vă împăcați. 3 de pentagrame, să creați ceva, o creație împreună și așteptați această împăcare și o creație. Și 5 de bâte, ce vă dă acest 5 de bâte? Vă dă concurență, dar și rivalitate. Sunteți dumneavoastră Saturn în leu. Deci vă reprezintă, sunteți lei, am putea spune, în afaceri. Pajul de cupe, el cheltuie banii, nu realizează niciodată nimic. Și diavolul, din nou vă iese această persoană. Deci trebuie să fiți foarte prudenți. Haideți să vedem ce vă dă runele. Deci trebuie să renunțați la aceste pasiuni, pentru că această persoană din Capricorn o să vă folosească și o să vă pună să jucați exact cum vrea el. Avem prima rună, este Ansuz răsturnat, un sfat perfid, un sfat dat greșit, un sfat cu intenție. Și Turisaz e răsturnat, deci trebuia să fie așa, deci așa e răsturnat. Am putea spune că Turisaz este ciocanul lui Tor. Deci, cumva, forțele care sunt în jur nu sunt în beneficiu dumneavoastră, nu vă ajută pe dumneavoastră, sunt în beneficiu celuilalt, adică al acestuia. Iar acesta în sus, aveți o persoană în apropiere care vă dă un sfat greșit, un sfat intenționat este dat așa pentru faptul că vrea să-și valorifice anumite lucruri, are anumite interese ascunse, am putea spune. Aceasta reprezintă acest ansuz răsturnat, deci interese ascunse, da, minciună, înșelătorie, ceva vă bulversează, ceea ce vă spune vă bulversează. Acesta ar fi cuvântul, deci trebuie să fiți foarte prudenți. Și Turisaz, la fel, este ciocanul lui Tor, care nu vă ajută, deci nu este un aspect benefic, fiind răsturnat. Nu este în ajutorul dumneavoastră. Nu dați atenția cuvenită unui sfat care sau o informație oferită din experiență de cineva. Poate apare un eșec,
să acționați circumspect. Nu aveți noroc, nu aveți șansă. Continuarea va aduce probleme și mai mari. Cere multă prudență. Aceasta ar fi pentru lei la afaceri. Deci trebuie să fiți foarte prudenți. Vă doresc numai bine.